Prin PNRR, Ministerului Familiei i-au fost alocate 50,2 milioane de euro pentru înființarea 150 de centre, având ca scop sprijinirea familiilor din mediile vulnerabile, a declarat ministrul Natalia Intotero în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Ministerului Familiei, în care a prezentat proiectele ministerului, atât cele aflate în implementare, cât și cele aflate deja pe circuitul de avizare. Prin Programul Național de Redresare și Reziliență avem alocată suma de 50,2 milioane de euro pentru crearea a 150 de centre de zi pentru sprijinirea familiilor din mediile vulnerabile, pentru că noi considerăm că locul copilului este alături în familie și cred că așa considerați și dumneavoastră și toți cetățenii din România. În momentul de față sunt analizate cele 185 de solicitări și, așa cum am menționat, vor fi eligibile 150 de proiecte și vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților autorităților locale pentru munca ce au depus-o în vederea accesării acestor proiecte cu finanțare europeană. Continuă și programul social de interes național privind accesul la educație pentru toți copiii. Conform datelor furnizate de Ministerul Educației, pentru anul școlar trecut, aproximativ 23.000 de copilași nu au prins loc în creșele sau în grădinițele de stat și au avut dificultate părinții să îi susțină pe parcursul educațional. În acest sens a fost demarat acest proiect și anume un sprijin financiar în valoare de 1.500 de lei pe lună. Vor beneficia familiile care au venituri nete maxim de 8.000 de lei pe lună pentru fiecare familie. Potrivit ministrului Natalia Intotero, prioritatea statului este aceea de a-i convinge pe tinerii care au beneficiat de o pregătire în România să rămână în țară. Iar pentru asta este nevoie de proiecte care să susțină familiile tinere, atât pentru creșterea natalității, cât și pentru a profesa în domeniul în care s-au pregătit.